masculaj la începutul anului, ianuarie 2017, foarte robust, cilindric, cu o dezvoltare foarte bună și o soră, da? Da. Deci mascul, cu un cap deosebit pentru el. Sunt sperioși, nu prea sunt scoși pe masă așa, dar ușor, ușor o să ia poziție. Sunt curioși să vadă ce e pe jur. Da. Și asta este femelă, soră cu el. Neanelul în expoziție. Cu ei, cu amândoi. Ia uitați. Femela lasă din ea. Are exemplare bune. Fiindcă și în trecut au avut exemplare cu care să joace, să zic așa, și mascul și femele, în așa fel încât să-mi pui de excepție. E bun masculul, foarte bun. Așa, aici surorile, nu le mai scot. Aici o să facem o filmare așa. A fost un cuib de 6, parcă, nu? Da. 4 femele și 2 mascul. Da. Într-adevăr. Toate cu evoluție, toți cu evoluție bună. Selecția o să înceapă să o facă curând. Așa, și ce vreau să vă arăt. Masculul de la domnul Alin Jurcuț. Da, are un mascul deosebit cu care nu a montat în crescătorie. Este... Va face o altă linie din el. Un mascul din... Nu e... Ianuarie 2016. Un cap deosebit pe el. Foarte bun, cel puțin. Încă nu a terminat perioada de năpârlire, însă se va definitiva începutul noiembrie. La jumătatea lunii noiembrie zic că va fi gata definitiv. Un mascul bun, un cap foarte bun, ureche pe măsură și o musculatură deosebită. Berbecat, exact cum se caută, exact cum trebuie să aibă. Cu el va începe o linie nouă. Cu femelele... Ce le facem, scoze? Da? Nu. Filmări? Le facem de toate. Așa? Și hai să-ți mai arăt o femelă de alb. Una dintre mamele puilor. Mi se pare că a avut două serii, nu? Da. În câte știu eu. Astea ar fi... De fapt, am capat tot. Da. Da. Foarte, totuși, foarte. Nu? Au transmis și familiile, normal. Da. Felicitări, Nanelu. Îmi place. Invers. Ne mutăm și în partea cealaltă, că mai are și în spate aici boxe. Aici să scot galbenul. Să mi-l prezentați, că nu mai știu exact cum e. Galben tot din ianuarie, frate cu femelele... Alea două? Alea două. Am înțeles. Un mascul care stă foarte bine și la poziție și pe corp și cap. Un mascul care cu siguranță va transmite în crescătorie pe viitor. Îmi place culoarea. Da, are și plană bună. Un cap demn. Mai deschis decât mama și fetele. Surorile. Da. Așa. Ce să-ți mai arăt, domnul Cristi? Singur. O femeluță de aici. Singur în boxă. De când e?
Ianuarie? Ia vedeți. Nu, februarie. Februarie. O femelă din februarie. Asta sare. Am mai sărit și mai devreme. Trage mai unde să sari. De aici. Cu o blană bună, transmisă de la ungur, de la mascul. Cu siguranță va ajunge în expo. Are blană. Da, are o blană foarte bună, o culoare de acoperire la fel. Și mai are încă trei, încă două, sigur, ale lor, acolo. Stau toate așa? Împreună. Ce să-ți mai are? Să-ți mai are un alb? Da. De la, da, da, da. De la Herman, mama. Herman, albele. Și toată... Hă? Nu, ăla e crescător de fluture. Herman e... Herman de la Sibiu. A, oraș. Da, oraș. Mă gândeam că e... Ăla e de fluturi. Da, da. Mă ascund la un an jumate, nu? Zic așa. A, după cum vă spuneam, stă mai bine, cel puțin numeric și în același timp și calitativ pe alb. Are și cu ce să facă și o nouă linie, poate să monteze cu el. Ați montat ceva în anul cu ăsta? Nu. Nu am montat. Nu. Maica s-a murit înecată de SNC. Era atât de lacumă și atât de lungă. Deci, îți dai seama, când i-am dat să mănânce, i-am pus în tavă, granulele s-au lipit pe trahee și a făcut... Așa, doi masculi de alb. Ce sunt? Hai că le mai vedem și în cuști. Cine direct. Ele? Mai sunt și aici, mai are și aici. Aici parcă mai avea o femelă, da, bună. Asta, nu? Asta e, da. Sau cealaltă? Nu, nu e tatuată. Asta e tatuată. Păi sunt tatuate, da. Uh-huh. Amândouă. Aici patru masculi. Nu o mai scoate. Nu, nu. Poftim? Este... Nu. Este... Fica. Deci aia nu apucai să te-o scoți, înainte de a pleca. Și mai avem aici pe grătar. A făcut-o încrucișare nenelul. O femelă neagră. Femelă neagră. Și o blană bună. Femelă neagră cu urea german gri, cu ungurul. Da. Și avem aici una, două, trei, patru, cinci femeluțe. A dat un gri fier. Adevăr, ureche bună, mare. Însă va urma să le separe în curând, când va mai elibera din boxe. Așa, și hai să-ți arăt datie tu, așa când plecăm, să nu-ți aminte. Neagra, mama... Cam atât, prieteni, vă salut și vă puteți contacta pentru eventuale informații pe YouTube. Salutare! Like și